Vreau. Tineretul nu prea muncește. Vreau și cu oamenii. Cazare, plătești și utilitățile? Da, da. Tot? Trebuie să ai tu bani de buzunar după tine, nu poți să vii să n-ai... Clar, doar că trebuie să te ții de un program, să faci anumite ore sau bănuții. Dar sincer îți spun, te-o, mi se pare mai mult decât fair să ai în București cazare, adică chiria plătită pe 3 luni de zile aproape, asta dacă ești o fată muncitoare și îți faci... Orele, ce înseamnă să-ți faci orele? Să vii la program 5 zile pe săptămână, 2 zile libere, ca orice alt loc de muncă, 8 ore pe zi. Poți adică... să vii de luni până vineri, exact. Dar recomand în weekend, deoarece să fac mai mulți bani. Așa este, bine. Da, rămâne la latitudinea oricui. Dar într-adevăr, ai cazarea plătită, chiria plătită și utilitățile. Și decât bănuți de buzunar, ca să ai și tu până faci primele încasări, adică așa e normal. Sincer? Aș fi beneficiat și eu, doar că era rușinos după atâția ani să nu îți permiți să ai... Așa este, așa este. Da, dar, da, dar și eu... Te-ai cumpărat căsuța ta, adică... Dar recunosc că am achitat creditul datorită suportului Best Studios, fără voi. Nu aș fi ajuns la încasările pe care le-am avut, le am... Și da, din când în când mai dai și câte un boom. Credeți-mă că studiourile știu membri cu potențial. Da, așa. N-ar trebui să zic lucrul ăsta, dar chiar știu studiourile membri cu potențial. Măi, Teolina, tu de ce ai rămas atâția ani în industria asta? Odată ce intri și prinzi gustul banului și bani. Mai mulți? Mai mulți. Cu cât muncești mai mult... cu atât cheltui mai mult și vrei mai mulți, mai mulți bani, e greu să ieși. Și tata am zis, încă un an, hai că un an. Da, când eram acasă am mai încercat și o afacere. Și nu a mers. A funcționat? Nu, pentru că este greu să muncești și online, să crești și afacerea de jos. Este foarte greu dacă nu stai ce online. Ce spui acum e că trebuie să stai online ca la un job normal? Normal, dar eu încercam să ridic și un salon de bronz, o afacere de jos, de la zero. Și încercam să muncesc și online în condiții în care eram independentă fără niciun ajutor și când nu ai niciun ajutor, clar te duci în cap și eu de acasă lucram pe două calculatoare. Există partea înseamnă, există partea în teo. În păcate, nu există. Există. Nu există. Dacă vrei să ajungi la încasări frumoase, da. Adică vorbim despre mii, nu sub 1000, 2000, că practic nu sunt păi mai... Păi asta zic. Adică dacă tot vii să faci video chat... Dacă tot intri în acest exact. Domeniu și te afișezi... Exact, exact. Și vrei să faci bani mulți și frumoși, trebuie să stai cel puțin 8-10 ore, cel puțin 5-6 zile pe săptămână. Tu ai fost mai strictă ca mine. Eu aș zice decât 5 zile pe săptămână, 2 zile libere. Dar dacă vrei, într-adevăr, realist, performanța lui realist Teo... vorbim, dacă vrei să faci bani și frumoși, cam n-ar trebui să lipsești în weekend, să fii la muncă și să ții lunea și marțea sau lunea și joia liber și rest doar muncă. Nu prea poți să pupi vacanțele cu online. Hai să fii realist, nu? Da. Ca să nu mai auzim poveștile alea, două săptămâni ai buguit. Nu, nu. Gen, nu tu, Teo personal, cât ca model. Ca model care nou. Ar fi media să crești? Model cât nou. Ar trebui să faci? Trebuie să, între două luni, trei luni, două, corect. Patru, și, între patru și șase perioade, a către minim 100-120 de ore pe perioadă, adică 15 zile. După, că păi practic stai, tu în astea... Fetele, nu știu ce înseamnă aia perioadă. Întâi 15, 16, 30, 31. Câte ale luni? Câte luni? Câte luni? 3 luni. Minim 3 luni de zile. Practic, tu nase 3 luni de zile, plantezi planta. După 3 luni de zile, începi să culegi roadele și le culegi. Ok. Perfect. Asta e realist vorbim. Cont nou, model nou, trebuie să muncești. Mi-ai zice așa în mare o sumă de bănuți care consideri tu că ar fi oportună? Nu te rezuma care... la Teo modelul, ci la nu, orice fată model care nou. Da, în domeniul ăsta. Din punctul meu de vedere, dacă lucrezi minim 100-120 de ore, 6 zile pe săptămână, 5-6 zile,
minim 3.000 de dolari. 6.000 pe lună, chiar te duci către 8.000. Așa este. Realist. Cam așa, cam așa este. Încep cu 5-6.000 din prima lună, după crești, n-ai cum să nu crești odată ce tu te loghezi consecutiv. Exact. Odată ce tu lucrezi. Ai constanță. Constanță, exact. Îți pui story, poze noi, video. Adică te implici trup și suflet, n-ai cum să nu faci bani. La Best Studios avem make-up artist, avem de parte de coafor, avem genuțe. Și ce credeți? Avem și croitori în salon. Cred că e primul studio. Credeam că te ridici acum picior și o să zici, păi rochia asta doamna croitoreasă mi-a făcut-o. Și am înțeles că o să avem și sonar. Perfect, perfect. Eu nu am vrut să-mi fac nimic. Și când zic nimic, nimic. Abia acum. Vreau eu, nu când vreți voi, gen. Da, după o lună de zile deja poți să-ți faci... O lună de zile, da. După o lună de zile, da. Buzițe. Buzițe, da. Acid în față. Da, așa este. Și după două luni de zile deja poți să... Programăm o consultație la silicoane, într-adevăr. Silicoane, rinoplastie. Să știți că se fac bani și fără. Dar să fac și mai mult bani cu implanturi. Clar, adică... clar. Dar vă recomand să stați naturale până la 30 de ani, așa ca mine, iar acum schimbați prefixul. Să facem fețe naturale, așa pus și fațetele alea minunate care le are. Da, mulțumesc. Nu recomand unde le-am pus eu, dar recomand fațete. Recomand investiția în om, da. Să investiți în voi, indiferent că noi mai facem și caterinca cu oameni, glumim și ne puțin, mai desintem atmosfera. Nu credeți că este un interviu din acela care sunteți obișnuite, dar într-adevăr investiția în voi ca oameni contează foarte mult și pe plan de aspect fizic și pe plan personal, de aceea avem și ședințe profesionale. Credeam că o să spui de dezvoltare personală, dar tu ai zis ședințele foto. Da, ședințele de dezvoltare personală sunt foarte importante, le recomand mult drag. Am fost, am lipsit, dar se fac săptămâna. Da, așa este. În fiecare miercuri. Mai ales ca model nou. Necesar. Este necesar pentru evoluția ta. Întâlnești alte modele vechi care sunt invitate, inclusiv te o invitată în anumite ședințe ale noastre la care nu prea participă, din care interviurile pe TikTok și TikTok-urile ei de făcut. Da. Și vreau să vă zic că o să-mi pun și eu sâni la 30 de ani și practic nu are cum să nu-mi crească în casările. Probabil unii membri o să fie supărat că vor natural, dar știți cum e. Când e o tipă aranjată frumoasă, arunci banul. Da, l-arunci și cu siguranță o să prind mai multă încredere în mine. Vă dau un exemplu. Am avut o perioadă în care am luat pauză de la extensie. Sunt momente în care e pauză. Și vreau să spun că acum mi-am pus din nou și am prins din nou încredere în mine, adică e foarte important, băi, un păr. Da, o genuță, o unghie. Lucruri minore, dar când o să-mi îngrijită. Pun sâni, clar o să prind mai multă încredere în mine. Dragii mei, dacă v-a plăcut interacțiunea dintre mine și Teo și dacă vreți să ne mai vedeți în această ipostază pe amândouă, tot ce trebuie să faceți este să ne dați un like, un subscribe și un follow. Și un follow, bineînțeles. Thank you.